Hello! Super călătorie Techno Fashion Girls începe acum! Dacă și tu îți dorești să schimbi lumea cu ajutorul tehnologiei, înscrie-te și tu la noua ediție Techno Fashion Girls! E o oportunitate minunată să te dezvolți. Ai ocazia să fii un business plan. Sunt eleve care pot să atingă culmile perfecțiunii. Experiență deloc și mi se pare că acest concurs a promovat foarte mult ideea de a să înveți să te descurci cu tot ce ai. Pentru mine, implicarea în Technovation a însemnat o experiență unică, mult lucru în echipă. Aș putea să descriu Technovation într-un singur cuvânt, acesta cred că ar fi unic, pentru că este o experiență pe care n-am mai trăit-o niciodată. Oportunitate unică de a învăța să dezvolt o aplicație în React Native, în cazul meu. Pare ceva așa greu de făcut, să faci o aplicație care să rezolve o problemă cu care lumea se confruntă. Pentru mine și echipa mea a fost o experiență extraordinară în care am putut să ne dezvoltăm abilitățile în mai multe domenii. Am învățat să codez o aplicație de la zero, deci era ceva de care eram foarte speriată atunci când am scris. Și este diferită de informatica pe care o facem în școală. Asta competiția m-a ajutat și să învăț să dezvolt un business plan de succes și să colaborez cât mai bine cu colegele mele. Am făcut o aplicație în care este menită să ajute oamenii de peste tot din lume prin intermediul promovării mai multor organizații non-guvernamentale. Am ajutat copiii să se dezvolte din punctul de vedere al sănătății mentale. Cred că aia a fost ideea mea preferată și probabil și juriului a plăcut. Mă rog, nu puneți chestia asta. Da. Ceea ce doresc eu viitoarelor concurente este să aibă încredere în ele. Să nu fie descurajate pentru că sunt așa de puține fete. Tot timpul când se ivește o ocazie de un concurs să participi, trebuie să participi pentru că nu știi când se ivește acea oportunitate care te va schimba pe tine și te va forma. Gândiți-vă la ceva ce poate ajuta lumea din jurul vostru. Sunt multe fete care își doresc să participe în această competiție și cărora poate le va schimba cursul vieții. Să se bucure de fiecare zi pe care o petrec în acest proiect, pentru că este într-adevăr unul unic și minunat. La început poate părea că volumul de informație este foarte mare și poate părea puțin intimidant, însă cu puțină muncă și dedicare, cu siguranță vei ajunge să dezvolți aplicația pe care ți-o dorești. Pentru că vei înțelege că indiferent dacă reușești sau nu să iei un premiu, tu pleci acasă cu un bagaj de informații noi, de experiențe noi, de un network foarte, foarte mare de oameni extraordinari, cu care după tu poți să realizezi lucruri extraordinare. Sunt profesor de informatică și TIC la două școli din mediul rural din județul Neamț și mentor în această competiție. Am vrut să demonstrez că și în mediul rural sunt eleve care pot să atingă culmile perfecțiunii 2 ani la rând cu două echipe diferite de eleve dintr-o comună din județul Neamț care au ajuns în semifinală alături de alte echipe de la licee de prestigiu din țară. Un mentor bun este cel care face ca lucrurile mai grele să ți se pară ușoare. Pentru mine, implicarea în programul Technovation Girls a însemnat să ajut tinerele interesate de informatică și inteligență artificială să aibă curajul de a experimenta și încerca în acest domeniu. Să ne încurajez pe noile participante să dea fru liber imaginație, să pună cât mai mult din personalitatea lor în ideile și soluțiile pe care le dezvoltă. Ok, nu o să ne ia AI-ul joburile, dar persoana care știe să se folosească de AI, cu siguranță o să ne ia. Un a fost un wake-up call extraordinar să get back in touch cu ce înseamnă generația asta și ce pot face fetele noastre. Iar munca și dedicarea și răbdarea și totul este absolut de lăudat. În fiecare an observ un nivel din ce în ce mai crescut. Și vorbim de elemente destul de complexe totuși, scris de cod, plan de business, analize financiare, remarcabil, nu făceam asta, ne aveam 16, 17, 18 ani, niciun caz. În calitate de jurat am avut posibilitatea de evalua foarte multe aplicații, foarte inventive, am apreciat enorm efortul pe care echipele le-au depus și am fost plăcut impresionat de temele atât de variate ce au fost abordate. Am evaluat aplicații care vorbeau despre criza refugiaților de Ucraina, care trăgeau semnale de alarmă legate de probleme din sistemul învățământ românesc sau despre boala de sănătate mentală din rândul tinerilor. În urmă cu 3 ani am fost la rândul meu participant de Technovation și acest concurs m-a îndrumat practic către licența pe care o mers în acest moment, o după licență matematică-informatică. Înscrie-te și tu la noua ediție Technovation Girls și alege să schimbi lumea.
că în domeniul tehnologiei sunt mult mai multe joburi decât știm noi și nu trebuie să ne limităm neapărat la ideea asta de a programa și a scrie cod. Poți să descoperi mult mai multe lucruri. Ideea că tu ai ocazia să scrii un business plan, să vezi exact, să te organizezi, să comunici, adică sunt foarte multe, multe beneficii pe care le obții în urma unei astfel de experiențe.